Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu etalarea pentru luna octombrie, pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Etalare despre voi în cuplu, voi singuri, voi în relație cu toate zodiile. O etalare foarte rapidă, pentru că trebuie să trec prin cele 12 zodii. Deci, selectați cu grijă, mesajele sunt scurte, sunt colective. Dacă se potrivește bine, dacă nu tot bine, probabil că nu m-am conectat la colectivul din care faceți parte. Dacă vă place, la final nu evitați să vă exprimați aprecierea. Haideți să vedem, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni. Pentru unii dintre voi, ce experimentați în cuplu și în viața voastră? În viața voastră. Am văzut în timp ce amesteca. Oh, am văzut acum și Regina de Cupe. Mai devreme am văzut îndrăgostiții și m-am oprit. Da, uite, aici s-au oprit îndrăgostiții, gemeni. M-am oprit din amestecat, mai amestec în fața voastră. Am văzut acum Regina de Cupe mai devreme, în timp ce am. Ia uite și Regina de Băte. Două regine, aveți o persoană, ori sunteți voi, vreți să vă împăcați, să discutați, să oferiți o cupă cuiva, o cupă de emoții, de amabilitate, except cineva, regina de băte, care vă inspiră, vă instigă, vă aprinde într-un fel. Acum depinde, poate aveți și planete în zodia leului, rămâne de văzut. Gemeni, hai să vedem. Octombrie. Cuplu. Soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în gemeni, cuplu. Octombrie. Să vedem. Oh, regele, am văzut regina, acum regele de băte, împărăteasa. Wow, frumos. Și asul de cupe. Vorbim de cuplu. Împărăteasa este soția voastră. Multă pasiune pentru soția voastră și multă dragoste. Poate, oh, da, interesant, unii poate cu împărăteasa și asul de cupe, mai ales că regele de băte în general este o persoană extrem de fertilă și seducătoare și sexy și cum mai vreți voi să fie. Aveți un potențial. Împărăteasa, în general, o femeie gravidă, nu obligatorie, dar în unele imagini. Și cu acest as de cupe, pentru unii este posibil să primiți o veste că veți avea un copil pentru unii, nu pentru toată lumea. Însă, trecând peste asta, în această perioadă rămâne de văzut și ce alte aspecte aveți voi. Este soare în casa voastră a patra, cei care aveți ascendent în rac, soare în balanță în casa voastră a patra și atunci ar trebui să fie o stare de armonie, de abundență. Venus e balanță, da? Venus, balanță sau taur. Că aveți de-a face cu cineva în semn de foc, taur sau balanță sau semn de apă ca și voi, iar poate să varieze. De o atmosferă foarte faină. Domnul își exprimă latura masculină. Așa ar fi frumos, dacă e o doamnă, ar fi păcat ca o doamnă să-și exprime latura sa masculină. Eu sper că este un domn acest rege de băte, plin de pasiune, conștient de valoarea sa, de puterile sale, inclusiv cele sexuale, că tot am vorbit de o femeie gravidă. Domnul conduce, doamna conduce din umbră, vă bucurați de abundență, de dragoste, de emoții, de sensibilitate, așa ar trebui. Cel puțin așa arată cărțile. Hai să le și clarific. Ia uite, luna, aici sunteți voi. Luna, emoții. Probabil că unii în secret aveți un semn de taur. Cine un semn de taur? Doamne, ce mai greșit și eu. Cineva cu marcaj în semnul taurului, care a fost oarecum aventuros, a vrut o aventură, voi ați vrut o aventură sau pur și simplu ceva, că nu e obligatoriu, vorbim de un cuplu, vorbim la modul general și a trebuit să discutați deschis despre o atitudine eventuală prea, nu neapărat aventuroasă. Hai să schimb un pic exprimarea. Da, și ați exprimat un adevăr. Ați vrut să se păstreze un secret și nu s-a păstrat, pe de-o parte, cu Marea Preoteasă și cu Luna, eventual. S-a împărtășit ceva, a apărut un triunghi și unul dintre voi a rămas, probabil că semnul taurului, a rămas
fric și în ceață. În fine, să revin la primul mesaj. În secret, sau aveți o teamă, sau nu vreți să explorați o zonă emoțională cu cineva care are marcaj în zona, în zodia Taurului, pentru că acest personaj, evident, repet, nu este valabil pentru toată lumea, personajul acesta despre care vorbesc are și marcaj în zodia Berbecului sau în zodii de foc. Și atunci devine oarecum mai playboy. Că știm că unii tauri pot fi așa, sau taurițe. Unii, nu toți, nu toți, nu toți. Calm down, calmați-vă. Vorbesc despre unii. Da, și a trebuit să discutați despre niște secrete. Despre un triunghi la locul de muncă sau undeva, da? Și atunci s-a produs o separare. Nu obligatoriu pentru toată lumea. Pentru unii, vedeți cu cine rezonează acest mesaj. Hai să clarificăm, regele de băte în cuplu. Deocamdată cărțile arată superb și mă bucur pentru voi. Regele de băte, clarificăm. Oh, regele de băte vrea să vă ofere această cupă, asul de cupe. Vrea să-și exprime emoțiile. Vrea să-și exprime sexualitatea într-un mod emoțional, sensibil, poetic, poate fi extrem de creativ. Cine știe, mai ales zodiile de foc pot să fie foarte romantice când vor, da? Hai să mai vedem. Apare iar aventurosul undeva în spate. Hai să clarificăm și împărăteasa, doamna, soția, mama copiilor, ce faceți prea multe cărți. Hai să clarificăm împărăteasa. Oh. Ia să vedem 10 de spade. Vorbim de un cuplu, da? Și asul de cupă clarificăm. Deși văd un scenariu, asul de cupă. 4 de bâte, frumos. La capătul setului de cărți, vorbim de cuplu, da? Vorbim de cuplu și a apărut marele preot care reprezintă căsnicia, tradițiile, mă auziți, da? Nu trebuie să ții microfonul chiar în mână, da? E frumos, vreți să vă faceți planuri, să plănuiți, da? Eventual cu unii chiar vă gândiți la un copil, aici este vestea că rămâneți, repet, gravide, unele, nu toată lumea. Dar există posibilitatea asta, sau faceți planuri în legătură cu un copil. Un copil. Ia uite, regina de cupe, aici sunteți voi. Vă doriți un copil. Unele doamne chiar își doresc un copil. Și își fac planuri. Eventual caută pe internet ce? Clinici? Există multe de căutat, da? Pe internet referitor la acest subiect. Voi știți mai bine. Poate vă plănuiți cum să vă organizați casa, că avem casă, da? În cazul în care veți avea un copil, ce cameră îi faceți, ce la, îi puteți pregăti. Hai să vedem. Am zis că regele, dacă este soțul, ar fi minunat, vrea să se exprime mai emoțional. Învață să se exprime emoțional în condițiile în care doamna, soția, a trecut printr-o perioadă foarte grea. Foarte posibil doamna, soția, sau cine reprezintă acest semn, posibil să fie și balanță, da? Că avem și Venus, avem și semn de aer. Posibil, nu pentru toată lumea. Deci cine reprezintă această poziție? Să fi trecut printr-o perioadă foarte grea de boală, de stat la pat și atunci asul de cupe înseamnă vindecare și regele, soțul, teoretic ar trebui să învețe să se exprime mai frumos, măcar în această perioadă să susțină vindecarea, să aibă această dorință, pasiune, să vă susțină moral, emoțional în această perioadă de vindecare. Trebuie să vindecați ceva, poate au fost trădări, poate acest soț v-a trădat. Foarte posibil, pentru că regele de băte poate să fie un cuceritor, un șarmant, un bărbat extrem de sexy sau o femeie. Da. Repet, prefer să fie totuși bărbat, să nu fie o femeie care vrea să domine, că ar fi păcat ca femeia să reprezinte ceea ce nu reprezintă. Da? Eu nu zic să nu fiți puternice, îmi plac femeile puternice, dar nu cele care se masculinizează. Interesant. Acum îmi dau seama că am zis, când am vorbit de regina de cupe, am zis că sunteți voi. Deși vorbesc de gemeni. Oare de ce? Probabil că aveți marcaj acolo. Aveți lună, aveți Venus, aveți ceva. Dar nu contează.
Dacă am zis, am făcut așa zisa greșeală, probabil că unii gemeni se gândesc la un semn de apă, foarte posibil, chiar dacă sunt în cuplu. Sau sunteți în cuplu cu un semn de apă. Sau regina de cupe poate să reprezintă o zonă a voastră emoțională, o variantă a voastră emoțională, că și gemenii pot să fie foarte emoționali, unii când vor, depinde de aspectele lor. Revin, doamna, soția, mama copilor a trecut printr-o perioadă de trădări, de dureri, de greutăți, poate să fie cu colegii la locul de muncă, cu prietenii invidioși, cu familia din care se trage sau cu soacra, cu socru, dar căutați-vă. Vă rog mesajul printre cele ce le spun, dar ideea este că 10 înseamnă totuși dorința de cu acest as de cupe de a vă vindeca, de a trece peste acest ciclu karmic, un ciclu karmic, o perioadă de greutăți. Doamna, în mod special. Și asul de cupe, repet, arată vindecare, arată dragoste de sine, mai ales cu împărăteasa. Probabil că împărăteasa e de-abia acum în această poziție, până acum a experimentat, dragii mei, această carte. V-ați lăsat victimizați. Acum învățați să nu vă mai victimizați, să vă iubiți și să crește, să deveniți împărăteasa și atunci și Domnul își schimbă atitudinea și atunci și relația de cuplu devine cu totul alta. O relație armonioasă în care vă bucurați, vă apreciați, vă stimați, tot pe acolo, în alta. Bine, sunt sinonime oarecum. Dar cam atât deocamdată că am vorbit despre cuplu. Totuși, cărțile arată bine. Cărțile arată bine. Vedem cum va rezona în viața voastră. Ce ar mai trebui să facem? Facem gemenii, varianta solo. Nu musai singuratici, că nu cred că sunt foarte mulți gemeni singuratici, deși uneori singurătatea e bună, că avem timp să ne regăsim, să ne apreciem, dar variază în funcție și de planetele pe care le aveți. Hai să vedem. Gemeni singuri. Gemenuți singuri. Soare, lună, Venus, ascende nodul nord în gemeni octombrie. Ce mesaj primiți? Gemenuți singuri. Și gemenuțe. Gemenuți octombrie singurei 2020. Și noiembrie, dacă vreți. Death. Ego death. Patru de cupe. Eremitul. Treceți printr-un proces intens de transformare. Evident că variază de la om la om. Poate ați pierdut unii pe cineva drag. V-ați separat de cineva. Că și separările sunt tot un soi de pierderi, vreți să renașteți, să vă restructurați. Nu e o restructurare gen Saturn, este transformare oarecum necontrolată. Încercați să o controlați cu acest eremit. Sunteți în lacrimi pentru, eu știu, o perioadă în care vă bucurați de prietenia cuiva. V-ați bucurat de prietenia cuiva. Poate cineva cu marcaj în semn de apă, pești, rac, scorpion, să plângă. Pentru că nu comunicați. Eremitul e o persoană care nu comunică, își vede de călătoria sa, încearcă să-și exploreze acest întuneric prin care trece, sunt niște situații destul de intense, vrea să și le înțeleagă, investigează, că sunteți gemeni, da? Investigați. Eremitul este zodia fecioarei. Este o quadratură între voi, mercurul vostru și mercurul lor. Alt fel de investigație, da? Însă trebuie să vă găsiți lumina în această perioadă, da? Chiar dacă nu este cineva cu marcaj în semn de apă, marcaj, și nu e obligatoriu să fie semn de apă, poate să fie orice alt semn, da? Cineva care plânge pentru voi, e supărat că nu primiți oferta lor de dragoste, cineva vrea să vă vindece și deocamdată voi nu primiți oferta. Cineva ar vrea să vă ajute în această situație destul de grea, vedeți, da? Destul de grea, adică chiar grea. Sunteți în, cum se zice în engleză, the dark night of the soul, da? Noaptea întunecoasă a sufletului pentru unii. Treceți prin niște transformări. Clar, și acum e și Mercur retrograd, să nu uităm. Și când e Mercur retrograd, este greu pentru mulți. Hai să și clarificăm.
Aveți Pluto. Poate aveți acolo Pluto în Scorpion, o generație. Poate generația cu Pluto în Fecioară, iar mai în vârstă treceți prin niște transformări. În fine, hai să clarificăm. Da, și vreți să și blocați. Vă blocați oarecum, da? Poate și încrederea. Poate blocați pe cineva în semn de foc pentru unii. Aveți niște secrete, o aventură în secret pentru unii, da? Asta s-a mai văzut și la cuplu. Clarificăm moartea. Moartea nu este o carte, e intensă, dar nu trebuie să vă speriați pentru că înseamnă renaștere. Dar renașterea înseamnă, se face cu durere, cu greutate, poate ați fost bolnav și acum trebuie să renașteți unii dintre voi. Ia. Am văzut și Marele Preot, o transformare spirituală, pentru că pentru mine remitul înseamnă și lecție spirituală și am văzut Marele Preot care reprezintă tradiții. Hai să clarificăm. Moartea pentru gemenuții singuri. Am vorbit de semn de foc? Parcă am vorbit. Clarificăm 4 de cupe pentru gemenuții singuri. Ia uite gemenul, gemenii. Și eremitul pentru gemenuții singuri. Eremitul pentru gemenuții singuri. Faetonul. Am zis cineva cu marcaj în semnul oracului pentru unii, Scorpion. În fine. Există pentru unii probabil cineva cu marcaj în zodia Fecioare, vă semn de pământ și avem și Fecioară, aveți, da? Care ar vrea să echilibreze o situație. Probabil că a stat în frig sau ei au stat în frig în ceață, s-au simțit singuri, clar semn de pământ apare și semnul Taurului pentru unii și vor să echilibreze, să vină cu o ofertă, să vă scoată eventual la o întâlnire, să vă scoată la o întâlnire și să echilibreze situația ori voi, ori ei. Există posibilitatea asta, pentru că se vede nevoia de mișcare. Faetonul. Asta e un mesaj. Acum, hai să vedem alt mesaj. Semnul leului. Poate să fie, să aveți ascendent, Venus, lună, nodul nord, sau persoana cu care aveți de-a face, care vă transformă intens. Probabil că este și o pasiune extrem de intensă pe care o simțiți pentru cineva. Nu este obligatoriu să fie semn de foc, repet, poate să aibă aspecte acolo, niște planete, poate să fie orice alt semn. Simțiți o atracție intensă, atracție există și în cartea îndrăgostiților pentru cineva, însă trebuie să selectați. De-aia trebuie să stați. Și pentru mine 4 de cupe o carte care reprezintă un timp pe care vi-l luați ca să selectați ofertele de dragoste. Trebuie să alegeți în dragoste, alegere importantă în drăgostiții. Între a merge mai departe către destinul vostru și a vă explora, și faetonul și eremitul își caută steaua, adică cu alte cuvinte își caută destinul. Eremitul caută lumina în el și faetonul caută lumina în zare, în perechea pe care trebuie să o întâlnească sau nu musai, în misiunea pe care trebuie să o manifeste. Aveți de ales între a vă lăsa transformați de acest personaj, regina de bâte, berbec, leu, săgetător și, repet, poate să aibă marcaj acolo, chiar dacă sunteți singuri, să aveți într-un fel sau altul, o relație, poate a fost o prietenie și acum sunteți singuri, că de-aia apare moartea, că sunteți singuri, v-ați separat, da? Există o separare și încă vă lăsați transformați. Sau alegerea este să mergeți, repet, către destinul vostru, să vă descoperiți misiunea spirituală. Că tot e sfârșit de 2020, mergem către 2021. Da, știu că cineva în semn de apă e îndrăgostit de voi, e undeva la mijloc, poate în această poveste și nu înțelege de ce sunteți voi așa. Nu vă înțeleg, pentru că treceți prin niște transformări, prin niște căutări. Căutați. Și aici este momentul de alegere. Dați-vă timp, nu musai să fiți supărați. Trebuie să vă dați timp de meditație, să vă gândiți echilibrat. 4 e un număr echilibrat, stabil, să vă stabilizați emoțiile ca să puteți alege corect. Da. Transformarea poate să fie și într-o direcție foarte creativă, că regina de bâte este creativă.
îndrăgostiții poate să fie și atracție între, dar tot așa, trebuie să selectați între cineva cu marcaj în semn de foc sau cineva cu marcaj în semnul racului. Și atunci trebuie să alegeți. Hai să vedem. Gemenuți. Repede. Gemenuți cu berbec. De cât foc e aici, câtă pasiune. Pasiune la maxim. Pasiune, atracție sexuală cu cele două cărți, clar. Și această atracție sexuală creează conflicte. Probabil că unii dintre voi trebuie să vă luptați cu concurența, că și berbecii sunt cuceritori. Și berbecii sunt extrem de cuceritori și gemenii sunt tare simpatici când vor. Și atunci amândoi creați scântei în jurul vostru și între voi doi și scânteile creează și conflicte. Ata ete. Însă multă pasiune în această perioadă. Rămâne de văzut și pe unde mai sunt planetele. Da, multă pasiune. Obsedantă pasiune. Și totuși emoții care s-ar dori înțelese și din punct de vedere spiritual. V-ați dori să o luați de la zero, rămâne de văzut în ce direcție. Dar asta este o etalare foarte scurtă doar pentru octombrie. Rămâne de văzut ce se mai arată în etalarea voastră personală, în cele pe care lui mai face, pe care le mai ascultați și pe alte canale, că sunt convinsă că mai ascultați și alte canale. Hai să vedem. Gemeni cu tauri. Ce combinație. Gemeni cu tauri. Gemenuți cu tauraș. Ok. A apărut semn. Ia uite, gemeni, tauri, zero. Aveți nevoie să discutați despre o rană, despre niște traume, să zicem. Hai să nu folosesc cuvântul ăsta. Despre o dezamăgire, despre o supărare în viața cuiva. Da, unul dintre voi are o dorință de a controla, probabil că mai mare decât a celuilalt. Foarte posibil unul dintre voi a fost într-un cuplu în care a fost dominat. Iar sunt multe posibilități, încercați să vedeți. Vreți să discutați, da? Deschis, despre niște traume, unii dintre voi. Pentru că unul dintre voi își dorește să o ia de la zero, într-o nouă direcție, își dorește să manifeste, ce interesant, acest cuplu perfect, nu mai vorbim de zodia gemenilor, își dorește unul dintre voi să manifeste un cuplu perfect. Acum, că e împreună cu voi, că e separat, iar poate să varieze, e doar un mesaj. Scurtuț. Unul dintre voi vrea să construiască acest cuplu, pas cu pas, cu răbdare. Celălalt vrea să se arunce în această atracție, în acest cuplu, pentru că are credința că este guvernat soare și înger, guvernat de divinitate. Probabil că aveți niște marcaje pe acolo, gemeni cu tauri. Dar unul abordează într-un fel, da, mai pragmatic, mai material, mai pământean. Hai să construim, să ne facem planuri, să vedem, punem pe listă, glumesc. Dar unii s-ar putea chiar să pună pe listă ce calități, ce defecte aveți și cum puteți să lucrați împreună. Oricum, sunteți îndrăgostiți la mijloc? Există și acest potențial? Sunteți îndrăgostiți? Și probabil că simțiți nevoia să manifestați ceva nou, nu neapărat să o luați de la zero, să manifestați ceva nou în această perioadă, ceva riscant, orice poate fi riscant. Până și o discuție despre traumele voastre poate să fie riscant la un moment dat, de-aia am zis, vă explic ca să înțelegeți că riscurile astea pot să varieze extrem de mult, de la om la om. Și această discuție poate să fie riscantă în condiții în care celălalt nu-i pregătit să înțeleagă, dar foarte posibil traumele acestea să existe între voi doi. Foarte posibil. Dar, repet, variază. Cam atât deocamdată, gemeni cu tauraș și cu tauriță.
Să mai amestecăm acum, urmează gemen cu cine? Gemen cu gemen. Mai cred că voi, dacă sunteți gemen cu gemen, stați tot timpul de vorbă. Taca, 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 taca. Glumesc, evident, în amestec cărțile gemen cu gemen. Octombrie 2000 sunt cupluri. Gemen. Bine, puteți să aveți ascendent, să aveți soare. Da, evident că poate să varieze. Gemen cu gemen. Mai sunt, evident că există și cupluri de asta. Gemen cu gemenuți. Gemenuți cu gemen, ca să facem o diferență, da? Hai să facem așa, ok. Oh, frumos, suflete perechi. Gemen cu gemen. Era frumos dacă continuam așa. 6 de cupe, 2 de spade, eremitul. Este Mercur retrograd și probabil că amândoi sunteți afectați dacă sunteți gemen cu gemen. 2 de spade este, este central. Să nu uităm că este și... Să nu uit eu să vă zic. Este și reprezintă Marte sau Mercur în balanță. Și acum suntem cu Soare în balanță. Ideea este că e luna nouă în balanță. Ceva se întâmplă, trebuie să alegeți. În primul rând, gemenuți cu gemenuți. Probabil că unul are un semn de pământ ca și un potențial undeva pe de-o parte a spadei și celălalt are un semn de apă. Sau unul este mai emoțional, altul este mai rațional. Că există și gemenuți emoțional. Hai să vedem ce alte mesaje mai primesc. Trebuie să alegeți. Voi doi, trebuie să alegeți. De-aia, cu Mercur retrograd, eu zic să amânați. Să amânați această alegere. Probabil că nu comunicați deschis cum poate comunicați cândva, 6 de cupe. Aveți acest potențial să vă înțelegeți emoțional, că sunteți gemeni și gemeni, da? Puteți să vă înțelegeți emoțional. Dar, la capitolul comunicare, Mercurul ăsta retrograd vă va face ceva figură în această perioadă, zic eu. Și pentru că la 2 de spade, ideea este să se bazeze pe intuiție, nu pe mental, încercați și conectați-vă la această legătură din punct de vedere emoțional, că puteți, telepatic, puteți. Vă cunoașteți din copilărie, aveți multe lucruri de descoperit și de lucrat împreună. Probabil că trebuie să alegeți amândoi în această perioadă, trebuie să alegeți dacă veți trece prin această călătorie spirituală împreună. Eremitul înseamnă călătorie spirituală, pentru mine trebuie să vă investigați, să vă găsiți lumina în întuneric, posibil și în cuplu, da? Și dacă 6 de cupe ține de amintiri, de o nostalgie a vremurilor de demult, acum, în această perioadă de Mercur retrograd, conectați-vă la lumina voastră ca să vă înțelegeți și din punct... Ia uite, sunteți dezamăgiți în casă, poate? Da, sunteți dezamăgiți, există o rană în casă. Da, 4 de cupe, supărare, eremitul, cuplu, tradiții, căsnicie, 4, iar cuplu... Există o supărare. Încercați să o analizați corect. Da? 6 de cupe înseamnă și nostalgie și dorința de împăcare. Poate că unul dintre voi își dorește să se împace cu celălalt. Evident că poate să varieze. Vedeți? Un mesaj foarte, foarte scurt. Gemenuți cu cine eram? Cu rac. Gemenuți cu rac. Cu răpușori. Gemenuți cu răpușori. Există gemeni cu raci? Da, de ce nu? De ce n-ar exista? Există orice. Uite, marele preot. Mai încă o dată. 5 de cupe și 10 de cupe. Băi. Gemeni. S-a întâmplat o separare? Racul. Racul poate... Are o relație karmică sau poate a avut o obsesie. Racul, diavol, obsesie. De spade amândouă vorbesc despre obsesie, da? O adicție. Dar apare turnul separarea. Și nevoia de a comunica despre adevărata relație care ar trebui să existe între doi oameni, dar adevărate, pentru că aveți marele preot. Aveți și sufletele, flăcările gemene. Hm.
foarte, unul, foarte posibil unui căsătorit într-o relație karmică, da? Și celălalt plânge pentru că și-ar dori să aibă o relație fericită, să aveți o relație fericită împreună, foarte posibil. Așa simt, 5 de cupe. Cineva stă în regrete că nu poate, dar văd că se uită înspre tradiții mai degrabă decât înspre curcube, înspre speranță. Unul dintre voi, vedeți voi pe unde sunteți și dacă vi se potrivește acest mesaj, unul dintre voi stă foarte mult să se gândească la cum a fost educat, crescut în anumite tradiții, repet, idei religioase, concepte, că dacă ești căsătorit, nu te poți despărți, că Dumnezeu zice să te căsătorești înainte să faci ceva, știți voi, da? Ce? Da, sunt niște concepte. Cineva vrea să se impună. Vorbim de gemeni cu rac. Oricum, la mijloc apar lacrimile și regretele. Din cauza, foarte posibil, unul dintre voi nu vede posibilitatea să se bucure de ceva din cauza unor tradiții, a unei figuri paterne, a unei figuri autoritare care influențează. Da, interesant, cu diavolul și cu puf, puf. Vă arăt ca să vedeți. E un mesaj scurt, vedeți că poate să varieze Mercur retrograd în această perioadă. Calmați-vă. Calmați-vă, pentru că toate energiile astea vin și trec. Variază. Odată așa, odată așa. Iac. Gemenuț cu ce eram? Gemenuț cu leu. Cu leuți. Gemenuț cu leuți. Odată. Tători. Ic. Ok. Odată. Gemenii. Și lăsăm așa. Ok, toki. Gemeni cu lei. Gemenuți cu lei. Gemenii, ați putea să fiți voi foarte bine aici. Rațional, doritor de comunicare și da, pentru cine a mai ascultat, mă ascultă și la alte etalări, o să vadă că nu vorbesc despre regina de spade tot timpul negativ, da? Un gemen poate să fie alt semn de aer, whatever, dar noi vorbim de gemen cu leu. Gemenii, sunteți voi aici, doritor să manifestați o nouă dragoste, dar nu doar emoțional, cât și o relație de lungă durată. Dacă vă exprimați, depinde ce aspecte se întâmplă acum din punct de vedere al tranzitelor planetare, unii dintre voi vreți să exprimați emoții, nu doar cuvinte, nu doar cum gândiți ideile voastre, ci și emoțiile. Iau 3 de cupe, da? 3 de cupe. Nevoia de bucurie, de exprimare emoțională. S-ar putea unul dintre voi să lase în urmă pe cineva cu marcaj în semnul taurului, al fecioarei sau al capricornului. Posibil, în secret, să-și dorească altceva. Dar vorbeam de gemeni cu leu. Poate că leu lasă pe cineva cu marcaj în semnul taurului, poate că geamă nu lasă pe cineva cu marcaj în semnul taurului, al fecioarei sau al capricornului. Marcaj. Oricum, apare aici totuși 3 de cupe, apare totuși cu mincinosul sau cu runnerul, da, fugăciosul și cu 6 de băte apare un potențial de triunghi amoros, dar nu este obligatoriu. Însă, central aveți asul de cupe, emoții, emoții copleșitoare, pozitive, nevoia de comunicare și de construcție.
a unei stabilități, a unei relații durabile, prietenii, colaborări. Evident că poate să varieze. Cam atât deocamdată. Vedeți și voi cum vă adaptați mesajul, că este scurt. Este scurt mesajul. Hai să mă amestecăm. Gemeni cu fecioară. Există gemeni cu fecioară? Ia, gemeni cu fecioară. Octombrie. Tot. De două ori. De trei ori. Gemeni cu fecioară. La distanță? Trebuie să așteptați? Fecioara ar putea să fie regele de monede. Vreți să vă vindecați după o tăcere, după o separare? Poate că fecioara, iau de fecioara, s-ar putea să aibă niște probleme în tribunal. Poate cu un semn de aer pentru unii, dragii mei. Foarte posibil. Un semn de aer neobligatoriu. Alt semn de aer, nu voie. Poate cu un vărsător, poate cu balanță. Da? Fecioara are acolo în spate ceva. Niște fantezii, o poveste de dragoste. Whatever. Vrea să o vindece, să zicem, pentru că în acest moment simt cavalerul de cupe ca un vindecător. Vrea să-și aline sufletul într-o situație care a fost destul de întunecoasă și destul de dură, da? Din punct de vedere mental, legal. Poate au fost niște contracte pentru unii. Vedem cu cine rezonează. Aveți central, aveți 7 de monede. Central trebuie să așteptați, ori voi, ori ei. Chiar dacă e semn de pământ, dacă ei așteaptă, trebuie să așteptați și voi inevitabil, că sunteți într-un cuplu, într-o prietenie, ce ar putea să fie între voi doi. Posibil să așteptați pentru că sunteți la distanță. Posibil să așteptați până încheie unul dintre voi un contract, încheiere, da? De capitol și începerea altui capitol, început, vreau să zic, whatever. Da? Trebuie să așteptați să termine cineva ceva. Așteptarea asta este nesuferită, mai ales pentru cei care au marcaj în gemeni și știu că am Marte în gemeni și nu doar Marte. Da, uneori nici eu nu pot să zic că mă caracterizează prea mult răbdarea. Am învățat să am, dar nu este chiar punctul meu forte. Trebuie să aveți răbdare, să aveți grijă în ce investiți, pentru că situația la nivel mondial vă impune să fiți mai stabil financiar și probabil că unii dintre voi învățați acest lucru de la fecioară. Fecioara, teoretic, dacă reprezintă varianta sa cea bună, este o persoană stabilă care își pune bani deoparte, crește financiar, are stabilitate. Bine, apare și Taur, dar nu contează asta. Pentru unii, probabil că semnul fecioarei este soț încă, sau soție, este într-un cuplu, că am văzut justiția, da? Și trebuie să aștepta să încheie ceva. Poate este soțul vostru, da? Și e la distanță, pleca să muncească, să facă bani. Iar poate să varieze și atunci trebuie să așteptați. În așteptarea asta nu contează cine sunteți voi aici, ei sau ei. Așteptați lucrând. Creșteți în grădina voastră. Mai alocați-vă timp și pentru șapte, e sabatul. Dați-vă timp, interesant. Dați-vă timp de relaxare și de înțelegerea lecțiilor prin care treceți. E Saturn varianta bună. Saturn în Capricorn, eventual. Da, cam asta e deocamdată. Sunt mesaje scurte, dar zic eu interesant, așa le-am simțit acum. Rămâne de văzut cum rezonați unii dintre voi. Gemenuți cu cine eram? Cu gemenuți cu balanțe. Teoretic ar trebui să vă potriviți. Teoretic, dar știți cum teoria e una, practica e alta. Hai să vedem. Gemenuți cu balanțe. Balanțele au fost cam reci sezonul ăsta. Ați văzut ce frig, ce ploaie, ce vânt. Au fost cam reci anul ăsta. Vă rugăm balanțelor să vă încălziți un pic. Ia. Gemeni cu balanțe. Visați. Visați. Amândoi aveți opțiuni, că na, amândoi sunteți sociabili. Însă, ce văd eu aici?
Simțiți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că aveți o comunicare foarte bună și emoțională și rațională, să zicem. Dar acum au apărut numai cărți, numai cupe. Puteți să creșteți împreună, 3 de monede, puteți să creșteți, puteți să explorați zone, da? Să vorbiți și să construiți, iar creștere, construcție, 3 și cu 1 înseamnă 4, stabilitate, aveți idei, puteți să manifestați, Mercur, semnul gemenilor, puteți să manifestați ceva interesant împreună, rămâne de văzut. Oricum, dintre toate opțiunile, că voi aveți opțiuni și voi, știu, că am și planete și acolo și acolo, și în balanță și în gemeni, știi cum e, să ai opțiuni, să ai idei. 7 de cupe are idei. Dar nu sunt genul de idei pe care le are valetul de bute. Aveți și niște vești bune de primit. Am uitat să vă zic. Sunt altfel de idei, sunt viziuni, mai bine zis. Aveți viziuni și unul și celălalt. Rămâne de văzut din toate viziunile pe care le aveți, unul și celălalt, ce doriți să manifestați și să puneți în practică. 6 de cupe e casa a 6-a a tabieturilor de zi cu zi și obiceiurile de zi cu zi. Din toate cupele astea să alegeți una, să o împărtă și să o exprimați, că și valetul și cavalerul exprimă, sunt mesageri, să o exprimați în cuplu, aici un cuplu, să o exprimați, să o dăruiți celuilalt. Între toate viziunile, dragul meu, draga mea, vreau să facem o casă, asta pentru că aveți construcție, o casă minunată, care să reziste în fața apocalipsei. Glumesc, dar voi înțelegeți. Și atunci luați această opțiune, o prezentați, o exprimați. Aici nu o să mai fie flori, o să fie turnul pe care îl alegeți, da? Și vedeți ce părere are, eu știu, balanța sau eu știu cine sunteți voi aici, da? Și începeți construcția turnului. Glumesc, dar ați înțeles ideea că sunteți simpatici și esteți și unii și alții. Cărți faine, emoționale. Ce mai simt? Ce mi-am cu balanță? Vă simțiți emoțiile? Da, nu știu, așa mi se pare. Trei de monede îl văd foarte constructiv în acest moment. Dacă vrea altcineva să interpreteze altfel cărțile, treaba voastră, eu, e vibrația pe care am simțit-o, am simțit o vibrație faină. Să sperăm că Mercur, magicianul, mă ajută cât de cât. Gemeni cu scorpion, ia să vedem. Gemeni cu scorpii, cu scorpiuțe. Wow. Gemeni cu scorpiuțe, am întâlnit cuplu și în familie am avut un cuplu. Gemeni cu scorpion. Intens. Marea preoteasă aici, cred că e scorpionul. Asul de cupe. Gemeni cu scorpion. Scorpionul iar îl văd aici. Bine, evident că puteți să fiți oricare dintre voi. Sunt niște secrete pe care unul dintre voi le blochează. Unul dintre voi nu vrea să se descopere aceste secrete. Secrete în care personajul respectiv a fost rănit. Da, voi vedeți acum, voi stați în picioare. Probabil că și în cuplu ați avut multe discuții, că știu cum e gemenii cu scorpionul. Au multe discuții, da. Și manipulări verbale și manipulări emoționale. Sunt experți, cei doi experți în manipulări. Unul verbal, altul emoțional. Însă stați împreună. Hai să zic că energia cuplului. Stați împreună în picioare, rezistați. Însă unul dintre voi blochează accesul la o anumită zonă care ține de intuiție, de secrete, de vise. Celălalt vrea să ofere o cupă a împăcării, o cupă emoțională a iubirii, a iubirii necondiționate și totuși. Ce cărți! Fantastic! Ia uite, aveți nevoie de vindecare. Am zis, o cupă a vindecării e drăguț, că apare temperanța. Aveți răbdare. Cu cine este mai blocat, aveți răbdare. Temperanța asta înseamnă să aveți răbdare. Că puteți construi. 3 de monede. Puteți construi. Ia uite, împăratul și regina de monede. Un cuplu stabil. Acești oameni sunt foarte stabili, da? Puteți construi. Aveți răbdare. Despre, eu știu, cui trebuie să-i transmit acest mesaj, aveți răbdare. Rămâne de văzut, da, gemeni cu scorpion, dar
Poate și Scorpionul are planete în balanță, poate și Gemenii au planete în rac, da? Deci nu e musai, obligatoriu să fie incompatibilitate. Aveți răbdare? Creșteți. Creșteți spiritual, în primul rând, chiar dacă sunt niște probleme, niște lecții, sunt ca să creșteți. Toate cărțile vorbesc de creștere și vindecare, creștere spirituală. Toate, inclusiv 3 de monede, toate vorbesc despre creștere spirituală. Împreună puteți crește spiritual. Acum cu acest blocaj mă gândesc că și carantina într-un fel sau altul vă afectează relația de cuplu. Într-un fel sau altul. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Pentru că nu știți, Marea Preoteasă, sunt niște secrete. Nu știți de ce sunt aceste blocaje. Eu am dat o variantă, pro să fie mult mai multe. E un secret care deocamdată nu trebuie aflat. Trebuie să aveți răbdare să oferiți această cupă a vindecării, a înțelegerii, a compasiunii. Ia, uite, și plânge și cățelul meu. Vă spun ca să nu intrați în panică. De ce plânge cățelușul meu? Gemeni cu săgetători. Cățelul plânge pentru că vrea să se joace cu pisicuții și pisicuții se sperie cu vede mare și zăludă Truli, Zuzu și se sperie că pisicuții sunt mai calmi. Așa că, de-aia plânge. Ia, uite, cineva e supărat. Ca și cățelușa mea, Hansa. Nu se joacă nimeni cu ea. Eu o să mă joc în termin de talarea. Gemeni? Nu. Mai este codat. Vreau să stai. Gemeni cu săgetător. O dată? De două ori? De trei ori. Am făcut Scorpionul, da? Săgetător. Împăratul, astfel de cupe. Și nebunul. Vreți să începeți ceva? Și asul și zero vorbesc despre un început. După o perioadă de tăcere, după un blocaj, aceea teoretic ar putea să fie săgetătorul. Poate săgetătorul s-a gândit la cineva cu marcaj în semnul peștilor al racului, iar apare săgetătorul. Al racului sau al scorpionului, poate. Poate săgetătorul a trebuit să se vindece emoțional la un moment dat în această tăcere. Foarte posibil. Foarte posibil. Însă, trebuie să vă găsiți echilibru ca să faceți împăratul. Nu încercați să controlați emoțional, ci să vă controlați pe voi. Să vă controlați viața. Puteți împreună să fiți în echilibru. Să creați un imperiu, gemeni cu săgetătorul, da? E mai greu că sunteți în opoziție, dar se poate. Cu răbdare, casul de cupe îmi spune, îmi vorbește și despre răbdare și despre emoții, cu compasiune. Oricum, între voi doi, în această perioadă există acest potențial, da? Nou început. Poate că vă cunoașteți de... sau reîncepeți un nou stadiu în relația voastră. Aveți încredere, în primul rând. Aveți încredere. Aveți încredere că vă puteți vindeca și că vă puteți bucura de o dragoste specială care vă poate aduce echilibru. Știu că cineva poate să conducă acolo, în cuplu, că nu degeaba a apărut împăratul, dar cartea a doua. Gemenus, cu cine eram? Cu Gemenus, cu capricorni, cu caprițe. Caprițe. Gemenus, iată. Asul de băte, 8 de cupe și 6 de cupe. Unul dintre voi vrea să lase în urmă ceva. Clar. Nu contează cine. Voi știți. A fost o pasiune? A fost. A fost, dar simt că e de domeniul trecutului, pentru că la mijloc e 8 de cupe. Iasă. La mijloc e 8 de cupe. Cineva vrea să-l lase în urmă. A fost pasiune? A fost atracție? Atracție fizică. Foarte puternică. A fost un început, dar începutul ăsta, dintr-un punct de vedere emoțional, a rămas de domeniul începutului. Nu s-a dezvoltat. Poate unul dintre voi a avut o aventură cu cine a avut o aventură și celălalt vrea să plece pentru că se simte golit. Foarte posibil și așa ceva. Și vrea să plece către cineva care îl înțelege din punct de vedere sau o înțelege din punct de vedere emoțional. Eu așa simt că a fost un început, o aventură,
ori între voi doi, ori unul dintre voi în afară, da? Sau poate nici nu s-a manifestat, poate cineva simte această pasiune pentru o nouă persoană și în condițiile în care cupele sale nu îi sunt pline în cuplu, este central. Cineva nu-i satisfăcut în acest cuplu și vrea să meargă către nouă, către satisfacție emoțională, către creștere emoțională, către lumină, către persoana sa predestinată și vrea să meargă către această persoană, am zis, e predestinată, 6 de cupe, pe care o simte din altă viață, o simte profund la nivel emoțional, la. Acum, că această pasiune s-a născut și nu s-a manifestat, nici nu trebuie să ziceți, că a fost cu nu știu cine, nu, poate nu s-a manifestat încă. Că poate omul este, sau o femeia, bărbatul este corectă, da? Sunt corecți. Dar există această pasiune. Vedeți și voi cum vă adaptați mesajul. Există această pasiune, dar în condițiile în care iau, cineva trebuie să aleagă între trecut și prezent. Iar apare pasiunea. Iar apare o pasiune și celălalt trebuie să se abțină. Trebuie să se abțină. Să fie. Da, pentru că e un triunghi. Pentru unii chiar sunteți într-un triunghi. Și în acest triunghi apare cineva care strălucește. Nici măcar s-ar putea nici să nu-și dea seama acest personaj, posibil cu marcaj în semnul leului. Cu marcaj. Și să atragă atenția. Și asta e. S-a aprins călcâile cuiva, s-a aprins. Dar, de ce se aprind? Pentru că nu sunt satisfăcuți emoțional. Este 8 de cupe, da? Că dacă ar fi fost satisfăcut emoțional, nu se aprindea acum. Ia uite, nu știu, vorbim de tradiții. Nu știu la ce cuplu, la gemeni cu capricorn sau la gemeni cu vărsător, dar am vorbit de tradiții, oarecum. Gemenuți cu vărsători. Hai să vedem. Teoretic ei zic că merge. Acum știți cum teoria e una, practica e alta. Depinde pe unde aveți planetele, ce tranzite, ce progrese se mai întâmplă. Gemenuți cu vărsători. Judgment. Unul este conștient de atribuțiile sale de soț, de soție. Celălalt ar vrea să fie independent. Celălalt ar vrea să fie independent. Și totuși, există, trebuie să judecați corect cu Mercur retrograd, așteptați momentul de decizie. Trebuie să judecați corect ce este mai bine pentru voi, să fiți independent sau să fiți soț-soție. Chiar dacă e element masculin, e carte masculină, puteți să fiți doamne aici, căsătorite. În general, pentru mine, regele de monede arată imaginea unui soț perfect sau care se străduie să fie perfect, se străduie să fie corect, nu perfect, corect, stabil, se străduie. Însă, doamnele, posibil, pentru că văd că doamna își dorește mai mult să fie independentă, doamnele, simt că ar comunica cu altcineva, ar avea atenția într-o altă direcție, mai puțin care ține de stabilitate de cuplu, da? De monezi. Are nevoie de altceva, de comunicare spirituală, pentru că vulturul pentru mine este un simbol spiritual. Ia uite ce văd, ce frumos, da? Are nevoie să comunice cu cineva care are chakra a șaptea deschisă. Are nevoie de această creștere. Și trebuie să judecați corect. Eventual există și nevoia de a, pentru unii, nu pentru toți, de a împăca ceva, de a renaște ceva în cuplu, iar în principiu aveți stabilitate, dar sunt niște subtilități acolo. Trebuie să vă ascultați intuiția, care sunteți aici. O simt pe doamna mai ancorată, mai deschisă către a-și asculta, da, vulturul, îngerii, și îngerii au aripi, intuiția, îngerii, sau pe cineva care vă poate renaște la o altă direcție, către o altă direcție. În care voi nu vă mai vedeți ancorați în 3D, vreți să creșteți. Așa simt să vă traduc cărțile. Da, cineva plânge. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar plângeți. Plângeți pentru că au fost niște tăceri. Tăcerile astea sunt ca să vă vindecați, ca să vă regăsiți credința. Trebuie să alegeți între lacrimi, eventual, și vindecare, vindecare spirituală mai ales. Să vă schimbați energiile către
pești, rac, scorpion, aveți cineva cu misiune spirituală, steaua și temperanța? Da, văd, într-adevăr, văd și vărsător, dar vărsătorul nu vorbește acum, steaua nu vorbește acum despre vărsător, îmi vorbește despre cineva, aceste două cărți, cu misiune spirituală, mai ales că e și Marea Preoteasă, cineva cu misiune spirituală. Vă schimbă energiile acest personaj, dar există o tăcere sau un moment de alegeri, da, în care voi, unul dintre voi, nu știu despre cine vorbești, geamăn sau despre vărsător, unul dintre voi trebuie să aleagă lacrimile, relațiile nesatisfăcătoare sau sufletul pereche. Oricum trebuie să vă echilibrați emoțional. Dar ambele cărți vorbesc despre echilibru emoțional. În condițiile în care aici avem monede, regele și preîmpărăteasă, da? Ah, poate, hai să vorbim. Chiar, poate nu sunteți căsătoriți unii, așa mai simt încă un plus de mesaj. Și vreți să renașteți într-o nouă direcție, să vă ascultați intuiția, să ziceți, da, suntem prieteni, eu sunt singură, tu ești, poate ești singur, dar ai alt statut, să zic, politic, financiar, profesional. Ne potrivim bine împreună. Am putea să renaștem ca o singură ființă, există și varianta asta, dar și să creșteți spiritual împreună. Prin această transformare, e o transformare, o judecată. Trebuie să vă gândiți bine, să discutați niște lucruri profund. Rămâne de văzut cum se aplică în viața voastră, cu cine rezonează acum. Știu, of, Doamne, cam câteva nu le știu, nu vă pot spune, nu că pe unele vă știu numele. Dar nu vi-l pot spune. Știu că sunt câteva peștișoare. Ah, scuzați-mi, e chitara mea, da, o vedeți, da, nu e problemă. Sunt câteva peștișoare care așteaptă despre relația gemeni cu pești. Ia să vedem, gemeni cu peștișori, gemenuți cu peștișori, gemenuțe cu peștișori, gemenuți cu peștișoare, octombrie. Haideți, iaca, și merge chitara. Gemenuți cu peștișori, ia. Zac. Roata norocului, temperanța, lacrimi. Bănuiesc că semnul de apă plânge, dar nu mai plângeți, plângeți, nu mai plângeți. Sunteți obsedați de niște jocuri mentale, de o tăcere, de niște argumente, poate și un triunghi amoros, foarte posibil. Încercați să încheiați. Vă doriți ca cineva să încheie un capitol cu cuplu, familia din care fac parte? Dar eu zic pentru peștișor să vă detașați, dragii mei, pentru că preluați energiile și negativitățile celorlalți. Încercați să vă detașați de aceste lacrimi, de acest stres. Aveți un stres mental, clar, clar. Și dacă au fost tăceri, dacă au fost argumente, dacă au fost discuții, dacă au fost gelozii din partea altei persoane, nu contează, încercați să le închideți și să creșteți, să vă temperați, să vă stabilizați. Pentru că nu e energie bună în care să stați în acest sfârșit de an. Aveți roata norocului Jupiter. Jupiter înseamnă și săgetător, înseamnă și pești. Aveți aici și săgetător, poate că aveți marcaj în săgetător. Dar nu, asta contează foarte mult decât dacă vă știți voi harta natală. Este o legătură karmică, clar, între gemeni și quadratură. Karma este o întâlnire de destin, dar întâlnirea asta de destin se întâmplă tocmai ca să învățați să vă echilibrați emoțional în condiții de stres emoțional, de dezechilibru emoțional, să aveți răbdare cu voi. Și în primul rând să nu anticipați, să nu așteptați manifestările celuilalt așa cum vreți voi. Fiecare, să nu uiți să vă zic, are un anumit Venus sau o anumită poziție a lui Venus, o anumită poziție a lunii. Și fiecare se va manifesta emoțional, va avea un anumit limbaj în dragoste. Trebuie să-i înțelegeți, să aveți răbdare, eventual dacă nu se potrivește, nu se potrivește. Dar în primul rând răbdare, să vindecați, să creșteți, că asta înseamnă temperanța. Trebuie să creșteți spiritual în momentul în care vă ștergeți lacrimile și nu mai așteptați
Ce v-ați proiectat voi? Pentru că s-ar putea să primiți aceste două cupe într-un alt context, voi sau ei. Ori împreună, dar în alt timp, aici timp divin, în alt timp divin. Deci aveți răbdare, temperanță. Cu fi cu acest personaj, cu fi cu altcineva, aveți răbdare, dragii mei, concentrați-vă, gemeni, pești, ce sunteți? Concentrați-vă pe creșterea voastră spirituală, pe curățarea voastră emoțională, pe schimbarea voastră energetică, pentru că, uite, unul dintre voi este într-o energie negativă, într-o vibrație joasă. Schimbați vibrația, curățați-vă emoțional, în primul rând emoțional, da? Hai că e frumos, hai că e frumos. Și știu că am dreptate pentru unii dintre voi. Cam atât vă pup, dragii mei gemenuți. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și... Iac. Da. Un cântece? Pa, pa. Numai bine. Ceau, ceau.